Această sfântă liturghie pentru răposații Francisc, Iosif, Vasile, Andreea și sufletele din purgator, de asemenea și pentru sufletul răposatului Mihai. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amen. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. La începutul Sfintei Liturghii să ne recunoaștem păcatele pentru a celebra cum se cuvine Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cu vântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea. Sfântă Maria, Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Să ne rugăm! Dumnezeule îndurător, luminează inimile fiilor tăi sfințite prin pocăință. Tu care ne dai bucuria de a te sluji, ascultă cu bunătate rugăciunile pe care le înălțăm către tine.
prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care, fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amen. Citire din cartea profetului Daniel. În zilele acelea, Nabucodonosor a luat cuvântul și le-a zis: Este adevărat, Șadrac, Meșac și Abednego, că nu-i slujiți pe acești zei ai mei și nu vă închinați statui de aur pe care am ridicat-o. Acum, fiți gata ca în clipa când veți auzi sunetul cornului, al flautului, al ceterii, al harpei, al psalterionului, al cimpoiului și al tuturor felurilor de instrumente muzicale, să cădeți și să vă închinați statui pe care am făcut-o. Dacă nu vă veți închina, în aceeași clipă veți fi aruncați în mijlocul cuptorului cu foc aprins. Și cine este Dumnezeul care vă va elibera din mâna mea? Șadrac, Meșac și Abednego au luat cuvântul și au spus regelui Nabucodonosor: Noi nu avem nevoie să răspundem la acest cuvânt al tău. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne elibereze din cuptorul cu foc aprins și ne va elibera din mâna ta, rege. Și chiar dacă nu, să-ți fie cunoscut, rege, că nu vom fi slujitorii Dumnezeilor tăi și nu ne vom închina statuii de aur pe care ai ridicat-o. Atunci, Nabucodonosor s-a umplut de mânie, înfățișarea chipului său s-a schimbat împotriva lui Șadrac, Meșac și Abednego. A luat cuvântul și a poruncit să fie încălzit cuptorul de 7 ori mai mult decât se încălzea de obicei. Apoi, a poruncit unora dintre cei mai viteji oameni în armata sa să-i lege pe Șadrac, Meșac și Abednego și să-i arunce cuptorul cu foc aprins. Atunci, Nabucodonosor, regele, a rămas uimit, s-a ridicat în grabă și le-a zis sfetnicilor săi: Oare nu am aruncat noi 3 oameni legați în mijlocul cuptorului? Ei au luat cuvântul și au spus: Sigur, rege. El a luat cuvântul și a zis: Iată, eu văd 4 oameni dezlegați, umblând în mijlocul focului, fără să fi suferit ceva. Iar înfățișarea celui de-al patrulea este asemenea cu aceea unui fiu al lui Dumnezeu. Nabucodonosor a luat cuvântul și a zis: Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care l-a trimis pe îngerul său și a eliberat pe slujitorii săi, care s-au încrezut în el. Au încălcat porunca regelui și au dat mai degrabă trupurile la moarte decât să slujească și să adore vreun Dumnezeu în afară de Dumnezeul lor. Cuvântul Domnului. Vrednic de laudă ești, Doamne, și preamărit în veci. Vrednic de laudă ești, Doamne, și preamărit în veci. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, vrednic de laudă și preamărit în veci. Binecuvântat este numele sfânt al gloriei tale, vrednic de laudă și preamărit în veci. Vrednic de laudă ești, Doamne, și preamărit în veci. Binecuvântat ești în templul sfânt al gloriei tale, vrednic de laudă și preamărit în veci. Vrednic de laudă ești, Doamne, și preamărit în veci. Binecuvântat ești pe tronul domniei tale, vrednic de laudă și preamărit în veci. Vrednic de laudă ești, Doamne, și preamărit în veci. Binecuvântat ești Tu care pătrunzi abisurile și stai peste heruvim, vrednic de laudă și preamărit în veci. Vrednic de laudă ești, Doamne,
și preamărită în veci. Binecuvântat ești pe firmamentul cerului, vrednic de laudă și preamărit în veci. Vrednic de laudă ești în oameni și preamărit în veci. Fericiți sunt cei care păstrează cuvântul lui Dumnezeu într-o inimă bună și aduc rod într-o răbdare. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp Iisus le-a spus iudeilor care crezuseră în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat discipolii mei și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va elibera. Ei au răspuns: noi suntem descendența lui Abraham și n-am fost niciodată sclavii nimănui. Cum poți să spui veți deveni liberi? Iisus le-a răspuns: adevăr, adevăr vă spun că oricine săvârșește păcatul este sclavul păcatului. Însă sclavul nu rămâne în casă pentru totdeauna, fiul rămâne pentru totdeauna. Așadar, dacă fiul vă va elibera, veți fi într-adevăr liberi. Știu că sunteți descendenții lui Abraham, dar căutați să mă ucideți, deoarece cuvântul meu nu găsește loc în voi. Eu vorbesc despre cele ce am văzut la tatăl meu, iar voi faceți cele ce ați auzit de la tatăl vostru. Ei au răspuns și au zis: tatăl nostru este Abraham. Iisus le-a zis: dacă sunteți fiii lui Abraham, faceți faptele lui Abraham. Acum însă voi căutați să mă ucideți pe mine, om care v-am spus adevărul pe care îl am de la Dumnezeu. Abraham n-a făcut aceasta. Voi faceți faptele tatălui vostru. Ei au zis: noi nu suntem născuți din desfrânare, avem un singur Tată, pe Dumnezeu. Iisus le-a zis: dacă Dumnezeu ar fi Tatăl vostru, m-ați iubi, pentru că eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. Eu nu am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Cuvântul Domnului. Dragă Părinte, iubiți frați și surori în Hristos, se apropie Săptămâna Mare când celebrăm pătimirile Domnului. De altfel și săptămâna aceasta se numește prima săptămână a pătimirilor Domnului. De aceea vom reflecta în această seară la câteva din personajele care au jucat un rol în drama pătimirilor lui Iisus, în ordinea în care apar ele în dramă. Personajele pătimirii nu sunt oameni imaginari, nu. Sunt oameni reali care au avut un rol mai mare sau mai mic în judecata, răstignirea și moartea lui Iisus. Însă, printre ei mă număr și eu, preotul Lucian Peuleț, și te numeri și tu, cel care mă asculți acum, pentru că prin păcatele noastre, noi am participat mai mult sau mai puțin la suferințele și moartea lui Iisus Hristos. Papa Francisc spunea odinioară că atunci când ne gândim la pătimirile lui Hristos, să ne punem o singură întrebare:
cine sunt eu între cei care au participat la moartea lui Iisus? Cu cine mă aseamăn? Ce sentimente, ce atitudini am când mă gândesc la Iisus? Poate compasiune, milă, ori sunt indiferent? Cum mă atinge adânc pătimirea lui Iisus? Când citim în Evanghelii despre moartea lui Iisus, auzim multe, multe nume. Există mai întâi grupul de conducători religioși, Ana, Caiafa, unii dintre preoți, farizeii, învățători ai legii, care au decis să-L ucidă pe Iisus. E adevărat că L-au chemat la un proces, la o mascaradă de proces, dar sentința era dată înainte ca judecătorii să fie adunați împreună. Acum acești lideri religioși așteptau doar ocazia să-L aresteze și să-L condamne. Sunt eu ca unul dintre ei când judec și dau sentințe pripite dinainte despre frații mei? Sau poate mi se întâmplă că, da, vorbesc despre fratele meu, dar niciodată cu fratele meu. Mai este apoi un nume infam, Iuda, cu cei 30 de arginți ai lui. Sunt eu ca Iuda? Ce preț am pus pe învățătura lui Iisus? Pentru cât l-aș vinde? Pentru cât m-aș lepăda de creștinism? Sau nu m-am lepădat deja prin păcatele mele? Când am ales calea ușoară, când am ales numai ce îmi place din creștinism, când aleg eu singur ce porunci să respect și ce porunci să nu respect, atunci m-am lepădat deja de Iisus. Sunt eu oare ca Iuda care mimează un act de dragoste, sărutul, și prin acest gest el de fapt îl vinde pe Fiul lui Dumnezeu, învățătorul său, prietenul său? Mi-e greu să recunosc că sunt un trădător, nu-i așa? Poate că sunt ca acei oameni care au putere, care convoacă grăbit un tribunal, o ședință și caută martori mincinoși. Iar când fac aceste lucruri, dacă le fac, nu cumva cred că în acest fel îi salvez pe oameni, că îi apăr de cei răi, doar ca să-mi liniștesc conștiința? Vedeți, nu e Iuda singurul vinovat în toată această dramă a lui Iisus. Poetul Costache Ioanid ne descrie magistral acest lucru. Nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu, nici marii preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat, și eu și tu. Nu drumul greu spre Golgota, nici biciul când Iisus căzu, și dacă crucea grea era, povara noastră și mai grea, și eu și tu. Nu patru cuie l-au pătruns când el pe cruce se așternu, ci noi, cu sufletul ascuns, cu mii de patimi l-am străpuns, și eu și tu. Nu doar bătrânii cărturari, nu doar mai marii preoți, nu, și noi am râs cu ochi murdari, și noi suntem cei doi tâlhari, și eu și tu.
Și acum, Iisus cel condamnat, azi El te întreabă, da sau nu, ești tu sau nu ești vinovat? Eu am spus da și am fost iertat. Eu am spus da, dar tu... Mai sunt apoi și alte personaje în drama lui Iisus, discipolii care nu înțeleg nimic, care au adormit în timp ce Domnul suferea. Oare eu nu am adormit? Nu cumva sunt ca discipolii care nu și-au dat seama ce însemna să-L trădeze pe Iisus? Sau poate sunt ca Petru, care a vrut să rezolve totul cu sabia? Da, sunt ca el când încerc să rezolv totul cu forța, prin putere, prin autoritate. E mult mai ușor să strig, să țip la un copil, să-i impun decât să-i explic și să am răbdare. Iar la fel procedez cu adulții. Și de ce o fac? Pur și simplu pentru că mi-e mai ușor cu forța decât prin răbdare și sacrificiu. Pur și simplu pentru că de fapt nu îmi pasă de ceilalți, ci doar de mine când folosesc forța. Da, e mult mai ușor să te răstești la un subaltern, să-ți reverși frustrarea asupra celui mai mic ca tine decât să ai răbdare. E mai ușor să-L răstignim pe Iisus decât să credem în El. Da, ne costă să credem în El și așa ar și trebui. E mai ușor să-L răstignim pe aproapele decât să fim buni. Sunt eu ca Petru, care credea că totul se rezolvă cu sabia, cu forța? Sunt eu Pilat, când văd că situația e dificilă, mă spel pe mâini și evit responsabilitatea, permițând ca oameni nevinovați să fie condamnați. Sigur am experimentat toți aceste nedreptăți. Sau poate chiar eu însumi le comit și îi condamn eu însumi pe alții. Poate sunt un om superficial, ca cei din curtea lui Pilat. Oamenii aceia nu știau dacă se aflau la o întâlnire religioasă, la un proces, sau erau acolo ca să se distreze. Și au ales să le libereze pe Baraba. Pentru ei era tot una. Baraba, Iisus, important era spectacolul pe care l-l prezenta Pilat. A fost mai amuzant să-L umilească pe Iisus. Să ne ferească Dumnezeu de mentalitatea mulțimii, de comportamentul mulțimii, al gloatei lipsită de discernământ, care face lucruri doar pentru că așa fac toți ceilalți. Sunt eu precum cei care au trecut pe sub cruce și l-au luat în râs pe Iisus să se coboare de pe cruce și atunci vom crede în El. Pe Iisus îl ridiculizăm atunci când aruncăm astfel de vorbe cu privire la semenii noștri. Cu siguranță, dacă nu suntem în stare să spunem un cuvânt bun celui de lângă noi, ar fi mult mai bine să tăcem. Ori, poate că ne-am bucurat chiar de suferința altora undeva în secret, în ascunsul inimii noastre, poate chiar fără să ne dăm seama că ne-am bucurat de răul lui. Desigur, în drama lui Iisus sunt și personaje bune. Mi-aș dori să mă asemăn cu femeile neînfricate și cu mama lui Iisus,
care erau acolo sub cruce și care au suferit în tăcere. Sunt eu ca cele două Marii care au rămas la mormânt, plângând și rugându-se. Am darul lacrimilor. E un dar și acesta, un dar de la Dumnezeu. Adică darul de a împlânge păcatele nu în mod steril, ci cu durere adevărată care îmi curăță inima, cu regret pentru răul făcut. Am putea să ne rugăm pentru darul lacrimilor. Sunt ca Iosif din Arimateea, discipulul ascuns care duce cu iubire trupul lui Iisus pentru a-L îngropa. Fac parte din acei oameni care cred că adevărul iese până la urmă la iveală, ori dintre acei oameni care nu au nevoie de laude și recunoaștere publică. Știm că am făcut binele și ar trebui să ne fie suficient. Sunt eu ca acei conducători religioși care s-au dus a doua zi la Pilat și au spus: uite, acest om a spus că urmează să învie din morți, să nu putem lăsa să se întâmple așa ceva. Și au pus pază la mormânt, vor să blocheze viața însăși, să-L împiedice pe Iisus să învie, ca să-și mențină poziția lor, statutul lor și să continue relele în care au îmbătrânit. Sunt oameni care năbușă viața însăși pentru ei și pentru cei din jurul lor. Ori poate sunt ca tâlharul din dreapta lui Iisus, care se căiește și spune: Iisuse, amintește-ți de mine când vei intra în împărăția ta. În sfârșit, cineva îl recunoaște pe Iisus ca Domn. Și era un tâlhar. Printre strigătele mulțimii dezlănțuite, printre strigătele pline de ură, în tot delirul acesta, fără niciun sens, al revoltei omului împotriva lui Dumnezeu, nu se ridică niciun glas pentru a-L lăuda și a-L recunoaște decât glasul unui condamnat. Dacă fiul văduvei din Nain, pe care el îl înviase din morți, ar fi pronunțat un cuvânt de credință în împărăția aceluia care în aparență își pierdea împărăția, dacă Petru, acela care pe muntele Tabor îi văzuse înfățișarea strălucind ca soarele și hainele scânteind ca zăpada, l-ar fi recunoscut acum. Dacă orbul din Ierihon, căruia îi deschisese ochii la lumina soarelui lui Dumnezeu, s-ar fi ridicat acum ca să-i proclame divinitatea lui, noi nu am fi fost surprinși. Da, dacă unul din ei și-ar fi ridicat glasul, poate că ucenicii și-ar fi redobândit curajul, poate că farizeii și cărturarii s-ar fi gândit de două ori. Dar în acel moment în care moartea îl pândea pe Iisus, în care înfrângerea plana asupra ochilor săi, numai el singur, tâlharul, în afara micului grup de la picioarele crucii, l-a recunoscut ca domn al unei împărății, ca stăpân al sufletelor. Chiar în momentul când un tâlhar dădea mărturia despre el, Domnul nostru repurta o victorie mai mare decât ar fi câștigat vreodată și desfășura o energie mai mare decât aceea de a îmblânzi șerpii. El își pierdea viața, dar câștiga un suflet. Și în acea zi, în care Irod și toată curtea sa nu reușise să-L facă pe Iisus să vorbească, în care toate autoritățile Ierusalimului nu L-au putut determina să se dea jos de pe cruce, în care injustele acuzații ale pretorului nu reușiseră să-i învingă tăcerea, nu putuseră să facă să apară o singură replică de pe buzele sale uscate, Iisus
se apleacă spre o viață ce se clatină lângă a lui și salvează un tâlhar și îi spune, astăzi vei fi cu mine în paradis. Nimeni mai înainte nu a fost niciodată obiectul unei atare promisiuni, nici chiar Moise sau Ioan, nici Maria Magdalena și nici Maria mama sa. Aceasta a fost ultima rugăciune a tâlharului și poate prima din viața lui sau poate prima rugăciune făcută cu adevărat. O singură dată el a bătut, a căutat, a cerut, a îndrăznit totul și a primit totul, viața. Este oare în lumea întreagă o certitudine mai mare decât milostivirea lui Dumnezeu? Uițe rătăcite, fii risipitori, femei ca Maria Magdalena, bărbați ca Petru care se leapădă de Iisus de 3 ori, tâlhari iertați, cu asta se ocupă Dumnezeu. Aceasta este milostivirea lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai dornic să ne ierte și să ne salveze, mai dornic chiar decât noi înșine. Așadar, iubiți credincioși, unde este inima mea când îl văd pe Iisus suferind? Cu toții avem un loc în povestea pătimirilor lui Iisus. Nu putem fi simpli spectatori la drama lui Hristos. Suntem fie cu El, fie împotriva Lui. Cu care din aceste personaje mă asemăn? Să ne ajute Dumnezeu ca această întrebare să ne frământe până la Paște. În bisericile din America, în Duminica Florilor și în Vinerea Mare, întreaga comunitate participă la citirea pătimirilor. Există un povestitor, preotul citește rolul lui Iisus, iar rolul mulțimii e interpretat de toți cei prezenți care au broșuri în mâini. Când se ajunge la scena din curtea lui Pilat, toți strigă în biserică, răstignește-l, răstignește-l. Era o doamnă care nu putea să strige așa. Despre ea parohul îmi spunea, mi-e milă de ea, ea nu înțelege nimic din pătimirea lui Iisus. Ar putea să vină la biserică în fiecare duminică în tot timpul anului, dacă nu înțelege că a avut un rol în răstignirea lui Iisus, nu înțelege nimic. Pentru ea e foarte important să creadă că e o creștină model. Nu e în stare să vadă și să-și confrunte întunericul din ea, păcatele ei. Cât de trist este acest lucru! Dacă ar ști ce eliberare, ce liniște și ce putere, ce elan se află într-un act de căință, ce bine e să experimentezi milostivirea lui Dumnezeu. Dragii mei, într-adevăr, acesta e lucrul cel mai important. Pătimirea lui Iisus ne amintește de dragostea Lui pentru noi. În ciuda a ceea ce i-au făcut toți acești oameni și în ciuda a ceea ce am făcut noi, El a murit pentru ei și pentru noi. Iubirea sa e singurul fundament, singura temelie pe care ne putem baza toată viața. În ciuda eșecurilor noastre, a păcatelor noastre, în El putem avea o viață nouă. Pătimirile lui Iisus ne amintesc de acest lucru. Dumnezeu e mai dornic să ne ierte decât suntem noi înșine.
Libertatea pe care a dăruit-o Hristos credincioșilor deschide inima fiilor spre încrederea în Tatăl. Și noi să ne îndreptăm spre Dumnezeu rugându-L pentru toți oamenii și să spunem: Eliberează-ne, Doamne, de sclaviile noastre. Pentru ca păstorii bisericii să proclame totdeauna suveranitatea Domnului și să nu se lase ispitiți de succes și putere, să ne rugăm. Eliberează-ne, Doamne, de sclaviile noastre. Pentru ca acele persoane care se declară creștine numai pentru faptul că au primit botezul pe când erau copii, să redescopere bogăția imensă a misterului lui Hristos, să ne rugăm. Eliberează-ne, Doamne, de sclaviile noastre. Pentru ca toți creștinii să devină conștienți de libertatea pe care ne-o aduce Iisus și să aibă curajul de a-L recunoaște ca Domn și Învățător, să ne rugăm. Eliberează-ne, Doamne, de sclaviile noastre. Pentru ca noi, cei care ascultăm adesea cuvântul lui Hristos, să fim eliberați de sentimentalism în credință, de o pietate fără bucurie și de indiferență religioasă, să ne rugăm. Eliberează-ne, Doamne, de sclaviile noastre. Părinte Sfânt și Milostiv, care în Fiul Tău ne-ai oferit darul libertății adevărate, ajută-ne să înțelegem valoarea de a fi și a trăi ca fii ai Tăi, pentru a cânta încă de pe acum cântecul celor răscumpărați, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Sub cruce ne strângem și iemene ne chinăm, Hristos ne ierte. Prin sfânta sa cruce, Hristos ne conduce, și cu vocea de om prețuit, în lupta noi vom Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Spre la oba și mările unului său, spre Dumnezeu nostru. Să-ți fie bineplăcută, Doamne, această jertfă pe care ne-ai încredințat-o, ca să o aducem spre cinstea numelui Tău și spre tămăduirea noastră, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi și mi-mi cu Duhul Tău, sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Vremea de bine și drept este. Cu adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, căci prin suferința Fiului Tău aducătoare de mântuire, universul a ajuns la cunoașterea Maiestății Tale vrednice de închinare. Deoarece negrăita puterea crucii ne vestește judecata lumii și biruința glorioasă a celui răstignit,
Pentru aceasta și noi, Doamne, cu îngerii și cu toți sfinții, îți aducem cântarea noastră de laudă, zicând cu bucurie. Sfânt, sfânt, sfânt e, Domnul Sabaot, plină este cerul, plină e pământul, e mărirea ta, o slavă. Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta, Doamne, și vierea ta, mărturisim. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu milință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, mai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tatea tot puternic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. De
semnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu duce pe noi în ispită, ci mă mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Dumnezeu, care e asupra ta, păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta, păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta, păcatele lumii, dă-ne nouă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai în cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos. Iisuse, eu te cred aici de față, în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sermanul meu suflet umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin. Veniți la masa sfântă,
primiți-l pe Iisus. El însuși și vă așteaptă pe toți cu dobor nespus. O mare bucurie la letarul său a venit. Pe Domnul puierea vieții în inimii mele îl primim. Dorind să vă vânătărească în lupta cu cel rău, El vână și vă oferă a hrane trupul său. Cu mare bucurie la letarul său a venit. Pe Domnul puierea vieții, în inimii mele primă. Lăsați acasă toate, lăsați cei pământesc, dați sufletului vostru bune anime mântcebesc, cu mare bucurie la letarul său a venit. Pe Domnul puierea vieții, în inimii mele primim. Să ne rugăm. Tainele pe care le-am primit să fie pentru noi tămăduire cerească, vindecând inimile noastre de rănile păcatului și întărindu-ne cu ocrotirea veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Amen. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Dumnezeule atotputernic, ascultă rugăciunile poporului tău și pe aceia cărora le dai încrederea și speranța iertării, fă-i să aibă parte de bunătatea ta cea dintotdeauna, prin Hristos Domnul nostru. Amen. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amen. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Rugăciune în vremuri de încercare. O Marie, Tu strălucești mereu pe drumul nostru ca un semn de mântuire și de speranță. Noi ne încredințăm Ție, tămăduitoarea bolnavilor, care sub cruce ai fost asociată suferințelor lui Iisus, păstrându-ți credința neclintită. Tu, salvarea poporului creștin, știi de ce anume avem nevoie și suntem siguri că ne vei da, pentru că așa cum s-a întâmplat la Cana Galilei, să revină din nou bucuria și sărbătoarea după acest moment de încercare. Ajută-ne, Maica iubirii divine, să ne conformăm voinței Tatălui
și să facem ceea ce ne va spune Iisus, care a luat asupra sa suferințele noastre și s-a împovărat cu durerile noastre pentru a ne conduce prin cruce la bucuria învierii. Amin. Adu-ți aminte. Preamântă Fecioară Marie, că nu s-a răzut niciodată să fi fost părăsit, Cel ce mergea sub ocrotirea ta, Cel ce a ajutat ajutorul și ucidea ta, cu sufletul de sfârșit. Și stau să mă înjuntă ta pentru Petros. Maica Pădântului, nu disprețuie cuvintele mele, dar auzi-mă cu mine și ascultă-mă. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Fraților, încrezători în promisiunile lui Iisus Hristos, ne rugăm pentru răposații Francisc, Iosif, Vasile, Andreea și sufletele din Purgator și pentru răposatul Mihai, pentru ca Dumnezeu să-i învie în ziua de apoi și să-i așeze în rândul sfinților săi. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră privire, ba chiar și morții te-ai sopus, și ai invis primia dușmanului pe cel ce moarte ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierdeară-și harul baptismal. Mereu cu canelă m-a primit să văd, am stat în așteptarea ta, și atunci când vei veni la Domnul tău, iuște Domnul tău pină. Primește-ne nata lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, conduine veșnica luminilor, să te slăvească de necer. Amintește-ți de mine, Doamne, în împărăția ta. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște pe pășune verzi, mă conduce la ape de odihnă, mine viorează sufletul. Mă călăuzește pe cărăuri drepte, de dragul numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morăție, nu mă tem de niciun rău. Căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu pregătești masă pentru mine în fața dușmanilor mei. Îmi își capul cu unt de lemn și paharul meu e plin de sere, va vărsă. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amintește-ți de mine, Doamne, în împărăția Ta. Doamne, îndură-te de ei.
Doamne, îndură-te de ei, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă-ne nouă și ne iartă-ne. Iartă-mi greșiților noștri și nu ne duce pe noi ispit, ci ne mântuiește de cel rău. Să ne rugăm. Pleacă-ți urechea, Doamne, spre rugăciunile noastre, prin care cerem cu stăruință îndurarea Ta, ca să așezi sufletele slujitorilor Tăi pomeniți pe care i-ai chemat din această lume la loc de lumină și de pace și să-i unești cu mulțimea sfinților Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Odihna cea veșnică dă-o lor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace. Tot neamul meu.